Astăzi suntem pe data de 21 aprilie 2024 și să vedem ce face și cea mai mare colonie din Stupina. O consider că asta este cea mai mare, cel puțin era în momentul în care l-am verificat eu mai de mult. Trecem mai departe să vedem. Azi este o vreme răcoroasă, dar o să vină și câteva zile mult mai reci decât azi. De data asta am făcut și fum, în caz că va fi deranjat. Chiar sunt curios să iau eu siropul. Adică apa. De acolo ia numai când are el nevoie. Am observat că în momentul în care nu poate să iasă afară, în momentul acela va consuma și acea apă din borcan. Într-adevăr, la cum arată, este cea mai mare colonie din Stupină. A să văd aici cât albină este. E puțină albină, nu e multă. Astea sunt rame pe care a adus nectar. Bun. Iată 13-a ramă. Opa, e grea. Este grea. Iată ce fain e cu nectar, așa el, plin, plin, plin. Bun. Acum, văzând acest lucru, m-ar interesa un pic să văd ce este în cuib. Aceeași problemă ca și ieri. Scoaterea unei rame. Este mai populat ca colonia de ieri. Mă uit un pic la aspectul albinei. Ridic prima ramă. Este grea. Mă uit că matca a depus ouă și aici. Miere căpăcită proaspătă. Bun. Probabil este ultima ramă cu puiet. Scopul meu este să-i aduc ori o foaie, ori rame goale. Se vede.
Aici sunt câțiva trântori, nu ar fi așa importanți. Mă uit la aspectul albinei, să fie roșiatica albina. Fiindcă dacă vreau să trag eu regine din această colonie, atunci voi avea nevoie să... Să văd albina, coloristica albinei mă interesează. Așa, această ramă o introduc aici. Așa. Este foarte, foarte bine populat pentru această dată. În cazul meu, zic, sunt în țară tot felul de colonii cu diferite caturi. Dar aceasta este la mine ceea ce a mai rămas în stupină, una dintre cele mai mari, pentru a continua cu selectarea reginelor. Puiet larvar. Bine. Acum, fiind rece, nu o să iau nu iau toate ramele la rând. Mă interesează să ajung în capătul opus cât mai repede și o să mut aproximativ tot cuibul. Câte rame? 7 rame vreau să fac diferența. Acolo, totuși în centrul cuibului, nu vreau să umblu. Și atunci îndepărtez astea 7 rame. Și trec direct la rama care mă interesează. Și aici este puiet căpăcit, deci dacă aici am puiet căpăcit, vă dați seama că ce este mai departe, adică are vreo 10 rame, extins cuibul destul de tare, e extins, un cuib enorm. Și dacă e cuibul până aici, nu am ce să-i fac. Nu am ce să-i fac. Este o fică a reginei roșii. Acestea intră greu în frigurile roitului. Eu mă gândeam acum că mă pot să... Poate aici nu am puiet și pot să fac ceva. Nu pot să fac nimic. Este... puiet cât vezi cu ochii. Deci dita mai cuibul. Ăsta trebuie, dacă nu intră el în frigul roitului. Asta este, azi este duminică. Până sâmbăta viitoare, când se mai încălzește vremea, sper să nu intre în friguri. Bun. Eu pot să fac și altă lucrare la el, deci aici am larve. Deci are ouă și larve. Da?
Este enorm cuibul ăsta. O matcă superbă. Așa. Nici nu am ce să-i fac. Aici mai încape încă 3 rame goale. Deci 3 rame goale trebuie să-i aduc. Și cu asta basta. Și cu asta basta. Altceva n-am ce să-i fac. Să mă duc să-i aduc acele 3 rame goale. Am venit cu cele 3 rame goale. Să vedem acum. Care unde o să-l pun. Ăsta fiind un pic mai maronie, eu pun aici pentru a depune puiet, să zicem, da? Depune ouă. Una goală. Și altele două goi. Două rame goale. Aici o să-și aducă surplusul de nectar. Data viitoare când o să vin, o să iau două rame cu puiet căpăcit și o să introduc două foi. Aproximativ peste câteva zile. Așa. O să se umple bine stupul cu albină, o să fie full. Bun, o să trec la următorul stup, ăsta îl închid și trecem la un alt stup, ăsta e gata, rezolvat. Îi pun siropul ăla, apa și totul arată foarte bine. Ce mai rămâne de menționat este că la o asemenea colonie este important aerul, să ai aer. Aici am lăsat 4 degete de aerisire, adică va trece pe sub cuiba oxigenul și pe aici va ieși dioxidul sau pe aici intră oxigenul și pe urdinișe se dioxidul. Să aibă un sistem de ventilație cât de cât. Contează foarte mult lucrul acesta. Bun. Cam atâta la această dita mai colonia. Deci am două colonii la care este necesară intervenție, să zicem așa, de a scoate puietul căpăcit și a-l muta la colonii mai mici. În această ultima colonie din linia respectivă, să văd dacă s-a dezvoltat și aceasta într-o anumită măsură. Tot ce trebuie să fac este să-l completez cu rame în funcție de dezvoltare. Știu că avea mult puiet. Iată, consumul de apă este mult mai mare ca la colonia dinainte.
Așa. Și dacă e așa un consum mare de apă, să vedem la ce l-a folosit. La ce a folosit așa o cantitate mare de apă? Aici m-a încat aproximativ 2 rame. Dar fiindcă este tot o colonie în curs de dezvoltare, trebuie să îl văd exact despre ce e vorba. Aceasta este o ramă cu mâncare, cu miere și am dat-o eu după diafragmă. Cel mai probabil diafragma aceasta nu mai are rost sau are, nu știu ce să zic, o să o păstrez, ar putea să-i adaug doar o ramă. Dar surprinzător este acea cantitate mare de apă folosită. Despre ce e vorba. În primul rând avem o ramă plină cu nectar și ceva trânturi aici. Deci a băgat și ăsta nectar la greu. Avem o grămadă de nectar, miere. Deja pe următoarea ramă văd că are ce are? Are puiet. Are pui. Această ramă are puișori. Frumos, da? Frumos bătut, puiet sănătos. Acum, văzând care-i treaba și având așa mult puiet extins, probabil are și el pe 7 rame, dar vom vedea imediat această ramă. Înainte de asta trebuie să aduc aici o ramă goală. Deci aici, lângă acest ramă, trebuie introdus o ramă goală. Am adus rama și să eu introduc. Am adus o ramă golgoluță. Mai are un pic de miere mai veche aici. Dar o să o gestioneze ea altfel data viitoare. Bun, acum tot ce rămâne de făcut este să aduc cuibul în partea dreaptă. Din partea mea, așa, deci trag cuibul cât mai bine în lateral, fără a scoate ramele.
deranjate un pic, fiindcă e rece. Aici am o mătcuță neagră. Diferența este că, fiind o matcă neagră, instinctul de roire este un pic mai mare. Doar că este o matcă tânără și mizez pe lucrul acesta că s-ar putea să nu intre în friguri așa repede. Aici următoarea lucrare va fi de împărțire a cuibului în două, pe verticală. Aici este plin de larvar. Matca acum a ajuns și în partea opusă, dar arătând așa, albina, iată cum, un instinct al albinei care nu prea îmi place mie, că odată ce folosești fumul, iată cum fuge ea așa repede la nectar. E un pericol de, să-i zic, de incendiu și atunci ea fuge repede la nectar să-și umple gușa. Își umple gușa cu nectar și nu te mai poate înțepa, că nu se poate îndoi. Cam asta ar fi esența folosirii fumului. Și aici o să introduc o foaie. E un pic mai greu de introdus, fiindcă e ultima ramă. Așa. Timp de o săptămână nu mai avem bătaie de cap cu aceasta. Mâncare are suficientă. Văzând cantitatea de puietă la roirea mai durează încă, adică intrarea în friguri ar mai dura aproximativ 2 săptămâni, așa estimez eu. Da, de sâmbăta viitoare va intra vremea la normal și voi putea foarte ușor să pot crește, să pot crește mătcuța. Pun acest cap doar ca să îi asigur apa. În 2 zile o să dispară acea apă. Trebuie un băț ca să pot să-i pun borcanul. Uleiurile esențiale și scorțișoara plus cuișoara asigură o sănătate albinei foarte bună.
Plus că voi veni cu acidul formic, dar asta numai după ce se va încălzi vreme. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Am vizitat coloniile de albine, opa, cele mai bune, adică una dintre cea mai bună. Asta nu e cea mai bună, asta doar am extins-o eu, nu știu, ca să facă regine din acestea, din astea negre, ar trebui să nu intre în frigul roitului foarte, foarte devreme. Dar văzând care colonie din astea negre se dezvoltă mai bine și merită să fie înmulțită, voi face imediat regine și din acea matcă. Voi înmulți și acea regină. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine și nu uitați să accesați link-urile din descrierea canalului, unde găsiți sponsorii acestui canal. Până data viitoare, numai bine!